Dragilor, astăzi vă aduc această minunăție de apă, Matild de Bodoc. Țin să menționez ca de fiecare dată, acest video nu este sponsorizat. Am cerut de la ei doar această lădiță cu sticluțe ca să vă arăt. Matild de Bodoc izvorăște din munții Bodoc, județul Covasna. Localitatea este situată la poalele munților Bodoc. O așezare mărginită de păduri virgine, străbătute de pârâuri limpezi, care nu doar că astâmpără setea, dar au și tainice forțe vindecătoare. De exemplu, izvorul Bodoc, izvorul de ochi, cum îl numesc localnicii, există de când este satul. Povestea lui și a minunilor pe care le face au fost transmise din moși strămoși. Se pare că foarte mulți localnici s-au vindecat de conjunctivită cu această apă. Se spune că înainte bătrânii, când se îmbolnăveau, nu fugeau la doctor, ci mai degrabă căutau un izvor tămăduitor. Puterea vindecătoare a apelor din Ținutul Covasna este recunoscută peste tot în lume. Zona Bodoc este foarte bogată în izvoare cu ape minerale tămăduitoare. Acum 35 de ani era considerată una dintre cele mai bune ape din România. Foarte bogată în bicarbonat natural, calciu, sodiu, are consistență, tonifică organismul și are mult mai multe proprietăți benefice. Antreprenorul român care îmbuteliază această apă este chiar cel care a adus în casele voastre borșul de Nilă, pe care eu îl ador. Apropo de borșul de Nilă, ca o paranteză că tot cu apă este făcut, are el o rețetă secretă. Un pahar din acest borș are beneficii uimitoare, conține necesarul zilnic de vitamina B12 și vitamina D și le luați din sursă naturală. Acum 220 de ani, izvorul a fost numit Matild de către un conte, ulterior a fost numit Bodoc după numele localității, iar astăzi apa se numește Matild de Bodoc. Vreau să vă citesc câteva din indicațiile terapeutice date de către Institutul Național de Balneologie, sectorul de cercetare factori terapeutici naturali. Cură internă, adică băută, este benefică în afecțiuni ale tractului digestiv, gastrite cronice hiperacide, ulcer gastric și duodenal cronic, sechele pe stomac operat, în cure pentru dischinezie biliară, colecistită cronică, sechele postoperatorii pe căile biliare și afecțiuni metabolice, toate datorită cantității mari de bicarbonat natural. Localnicii o cunosc ca apă tămăduitoare. Dragilor, apa vine în aceste două variante. Ambele sunt cu dioxid de carbon natural, așa cum vine din pământ. Matild este ușor natural carbogazoasă, perlajul este foarte fin. Bodoc are ceva mai mult dioxid de carbon, se impregnează de la sursă, dar nu este supărător, are perlaj de șampanie, dacă o beți un pic rece, este demențială. Se livrează în navete de 20 de sticluțe, este apă terapeutică, se bea dimineața pe stomacul gol în guri mici. În textul atașat aveți toate detaliile, magazinele unde o găsiți, cum se livrează, datele de contact, să întrebați cum se returnează sticla și cum se comandă. Din păcate, nu se găsește în toată țara, izvorul are debit foarte mic și se îmbuteliază foarte puțină apă, dar toate detaliile le cereți de la numărul de telefon din textul postării. Dragilor, apa Matild este minunată, bucurați-vă de ea, să fiți sănătoși!